Salutare tuturor! Sunt din nou aici, în sala de nașteri. După cum vedeți, mi-e foarte greu să plec de aici, pentru că e un loc tare, tare plăcut, în care deja mă simt foarte bine. Iar prietenii de la Regina Maria sunt foarte generoși cu noi și ne prezintă, iată, toată echipa alături de care voi naște. Iar astăzi vă voi prezenta un personaj foarte important. I-aș putea spune cheie, pentru că are puterea de a ne lua durerea cu mâna. Și o să vorbim, da, ați ghicit, cu medicul anestezist. Și alături de mine va veni în curând doamna doctor Ani Rahimian. Ah, bună ziua! Bună ziua, chiar la timp! Ce faci, Olimpia? Sunt bine, mulțumesc! Pregătită? Pregătită de discuție! Super! Mă bucur că ne vedem! Așa și cum eu! Am spus. Și să începem discuția despre această minune a medicinii, aș putea spune eu, anestezia. Pentru că, până la urmă, e tare bine să știi că ești în siguranță și că nu simți durerea aceea puternică pe care ar trebui să o simți în cazul în care nu ai avea anestezie. Pentru nașterea naturală există această metodă extraordinar de bună și de ajutor pentru paciente, mai ales la prima naștere, când nu știi exact despre ce e vorba și nu trebuie să fie un test de anduranță pentru durere. Marea majoritate a pacientelor au această teamă, își doresc naturală, dar pe de altă parte se gândesc, dar oi rezista la durerile alea? Da, toate se gândesc, da. Toate ne gândim așa. Și chiar și la următoarele nașteri, pentru că fiecare naștere este unică, s-ar putea să doară mai puțin prima, mai tare a doua, există epidurala care vine în ajutorul pacientelor. Chiar dacă nu au avut epidurală în prealabil, sunt multe paciente care își doresc să încerce. Este o cucerire a secolului 20. Nu este o metodă care să afecteze bebelușul în mod direct, pentru că nu trece anestezic la bebe. Nu trece nici în organismul mamei, decât într-o cantitate infinitezimală ca de homeopatie, în mod normal, așa trebuie. Practic, cum funcționează pentru mămicile care n-au trecut prin asta și urmează? Ce se întâmplă? Ce amorțește? Ce simți? Sau da, ce nu mai simți? Epidurala este o metodă de analgezie la naștere, adică de combatere a durerilor din travaliu. Se montează în momentul în care pacienta ajunge de regulă la o dilatație de 4 cm și travaliul este bine instalat și dacă totuși sunt dureri foarte mari, putem să administrăm epidurala, să o montăm și mai devreme. De regulă cam de la 4 cm dilatație. Au fost și paciente însă care au beneficiat de la 2, care înseamnă debutul travaliului. Practic de la 2 cm începe travaliul. Pot fi dureri foarte mari la unele paciente chiar de la debut. Și atunci nu dorim să le lăsăm să se chinuie foarte tare. Și dânsele, pacienta în primul rând este cea care solicită epidurala. Nu va veni nimeni niciodată să forțeze sau să impună această metodă de analgezie. De ce este bună epidurala? Pentru că combate durerile din travaliu, dar nu împiedică evoluția travaliului. Nu împiedică contracțiile și ajută chiar la dilatație. Sunt paciente care pot să aibă un col mai dur, mai rezistent, mai gros, care se opune dilatației. Când montăm epidurala, este fantastic cum se poate înmuia și dilata acel col. Deci, practic, se relaxează zona și dilatația devine mult mai ușoară, se dilată mult mai ușor. Da, și se produce o evoluție mult mai rapidă spre dilatația completă și nu durează prea mult travaliul dacă ajutăm și la dilatație. Există două poziții de montare a epiduralei. Poate sta înșezut într-o poziție cu bărbia mult în pieptul merimoi, lăsați în jos și coloana curbată mult, practic se curbează, se formează o cucoașă către noi. A doua poziție în care se poate monta cateterul este în lateral, pe o parte. Pe o parte. Tot așa, genunchii trași bine la burtică, bărbia mult în piept. Poate fi mai confortabilă pentru pacientă,
Uneori poate fi mai dificil pentru anestezist. Dar dacă necesită pacienta, putem să așezăm. Medicul anestezist palpează zona lombară să stabilească locul unde va injecta mai întâi anestezicul local la piele cu xilină. Amorțește locul imediat, deoarece acul epidural este puțin mai serios, mai gros. Este mai prietenos, am înțeles. Mai neprietenos. Atunci facem această anestezie locală la piele înainte. Amorțește locul și când introduc acul epidural, simțiți mai degrabă o senzație de presiune, nu de durere. Când am ajuns unde trebuie în spațiul epidural, atunci introduc cateterul. Cateterul este un tub de plastic siliconat, foarte moale, subțire, flexibil, care nu o să vă dea senzație de corp străin. Se numește cateter ca și branula care este periferic la braț, dar sunt din materiale diferite. Cateterul este dintr-un material mult superior, este plastic siliconat și nu vă dă senzație de corp străin. După ce l-am introdus, retrag acul, rămâne în spate cateterul. Indiferent în ce poziție s-a montat, injectarea se face doar după ce vă așezăm culcată pe spate, pentru că anestezicul se distribuie gravitațional. Și atunci, dacă stați înșezut, se va duce numai în fundule și picioare și nu ne ajută la burtică, iar dacă stați pe o parte, se distribuie numai pe jumătatea de corp pe care stați. Trebuie să rămâneți culcată pe spate ca să se instaleze în poziția aceasta, să se distribuie uniform la burtică. Anestezicul pe care îl injectăm este foarte diluat. Față de concentrația de 1% naropin, noi folosim 0,1. Deci îl diluăm foarte mult. Această concentrație contează foarte mult ca să nu se instaleze și bloc motor. Asta ce înseamnă asta? Bloc motor? Pe noi ne interesează să combatem doar durerea. Da. Asta înseamnă analgezie. Nu ne interesează să avem relaxare musculară care ar duce la inhibarea contracției. Și atunci nici mâncare. Asta înseamnă anestezie. Anestezia înseamnă analgezie plus relaxare musculară. Atunci n-ați mai putea împinge. N-ați mai putea împinge, dar n-ați mai avea nici contracții eficiente și s-ar bloca travaliul dacă am injecta o concentrație mai mare. Deci, anestezicul pentru epidurala la nașterea naturală este foarte diluat. Da. Se instalează analgezia cam în 10 minute, un sfert de oră. În acest interval de timp o să simțiți că contracțiile devin din ce în ce mai nedureroase, până când o să simțiți că se strânge uterul, dar nu mai doare. Și din momentul acela puteți să vă ridicați, să vă plimbați, să vă modificați poziția cum doriți. Facem niște exerciții pe mingea. Da, da, puteți să vă plimbați. Ne mai plimbăm. Sunt paciente care doresc și simt că se dilată și avansează mai repede dacă se plimbă sau dacă stau pe minge. Deci nu e o problemă. Următoarea doză se va administra în momentul în care ușor-ușor încep să reapară durerile la contracții. Deci sunt două doze sau pot, pot fi chiar multe, trei? Pot fi mai multe. Multe. Da. Ah, nu știam asta. Depinde cât va dura travaliul. Uh-huh. Și în felul acesta, pentru că nu injectăm la un interval de timp fix, dacă am injectat la un interval de timp fix, am riscat să avem injectare prea devreme la pacientele care metabolizează mai greu și atunci în timp s-ar cumula doza. Și spre sfârșitul travaliului am ajunge să avem contracții mai slabe, deci să se instaleze ușor-ușor și acel bloc motor de care nu avem nevoie. Iar dacă am face tot așa la un interval de timp fix la persoane care metabolizează mai repede, ar trebui să suporte prea mult dureri. De obicei mama anunță, am început să simt durere din nou, vine, mai aplicăm o doză și tot așa până... Este totuși până un fel de, o colaborare cu pacienta, o colaborare cu moașa care va rămâne să supravegheze după ce s-a instalat epidurala și vedem că totul este în regulă. Moașa rămâne să supravegheze travaliul, se monitorizează, bineînțeles, constantele vitale, puls, tensiune, oxigenare și ele monitorizează și de asemenea durerea. Și în momentul în care pacienta anunță moașa, este chemat medicul anestezist, mai administrează o doză și tot așa, și în felul ăsta se poate readministra până când veți naște.
iar cateterul mai rămâne și încă 2 ore după ce ați născut, pentru că mai pot fi timp dureroși la unele paciente. Extracție manuală de placentă dacă nu a vrut să iasă, manevre instrumentale, cusături, tot felul de manevre care pot fi dureroase. Injectând pe cateter, că îl avem încă, ajutăm foarte mult pacienta pentru aceste manevre. La nașterea naturală, după un travaliu mai prelungit sau mai scurt, dacă se constată că este o problemă și trebuie făcută cezariană, dacă nu este o urgență majoră, ci este doar o lipsă de progresie a travaliului, când ajungem la sala de cezariene, nu mai facem nicio altă manevră, ci injectăm pe același cateter. Dar de data asta anestezicul nediluat, pentru că noi ne dorim acum anestezie, nu analgezie, da? Bineînțeles, dacă de la nașterea naturală se ajunge într-o urgență majoră în sala de cezariene, pot fi situații, atunci nu mai avem timp de injectat pe cateter, pentru că durează puțin până se instalează. În aceste condiții vom face anestezie generală. La cezariană lucrurile cum funcționează? Sunt la fel sau eu? Sunt asemănătoare, dar puțin diferite. Anestezia de elecție pentru cezariană este rahiperianestezie. Aceasta este o combinație între rahianestezie și epidurală, dar făcute cu aceeași înțepătură. Tot așa, se dezinfectează spatele, poziția este aceeași ca pentru montarea epidurale. După ce introducem acul epidural și ajungem cu el unde trebuie, se introduce prin el acul de rahianestezie, care este foarte, foarte subțire, ca un fir de păr. Și la fel de lung? Ca... Este puțin mai lung. Oricum, dacă să ne gândim totuși... Dar nu simțiți absolut nimic când e o durere foarte mică față de ce durere ai putea să simți dacă nu ar exista acest act. Deci, în regulă. Și este mai degrabă o senzație de presiune, nu de durere. Să vorbim și de analize puțin. De ce analize avem nevoie înainte de epidurală? Ce ar trebui să avem noi în vedere și, desigur, medicul care stă alături de noi? Pentru anestezia locoregională, cum se încadrează rahianestezia epidurală și rahiperianestezia combinată, un minim de analize ar fi hemograma și coagulograma. Hemograma conține așa numitul număr de trombocite. Acestea sunt niște celule ale sângelui care ajută la coagularea sângelui. Sunt primele care vin să formeze un mic dopuleț când curge sângele. După aceea, pentru oprirea definitivă a sângerării, intervin factorii de coagulare care sunt măsurați prin coagulogramă. Deci ambele componente, și trombocitele și factorii de coagulare din coagulogramă, contribuie împreună la coagularea potrivită a sângelui. Nici prea mult, nici prea puțin. Pentru epidurală, pentru că intrăm cu acul și cu cateterul în spațiul epidural care este bogat vascularizat și cateterul va rămâne acolo un timp, trebuie să ne asigurăm că coagulograma și numărul de trombocite sunt normale, pentru că acel cateter poate să ajungă într-un vas de sânge, să migreze prin mișcările pacientei sau pur și simplu să atingă și în timp să erodeze stând acolo. Și numărul de trombocite trebuie să fie peste 100.000, cel puțin 100.000 pentru cateter, iar coagulograma trebuie să fie în limite normale. Dacă numărul de trombocite este sub 100.000, noi nu putem să montăm cateter epidural. Riscul cel mai mare este de hematom epidural, adică se formează o colecție sangvină într-un spațiu foarte strâns și care nu se poate dilata și poate da compresii pe nervi, chiar pe moduva spinării, și să producă sechele neurologice. Trebuie în ultimul trimestru de sarcină puțin mai frecvent recoltarea de hemogramă, pentru că în ultimul trimestru de sarcină pot să scadă trombocitele de la săptămână la săptămână. Și se pot schimba aceste valori, da? Da, da. Uh-huh. Și foarte frecvent apare trombocitopenia prin mecanism imun în sarcină. De aceea nu se pot administra trombocite, pentru că organismul le-ar distruge și ar ambala și mai tare
distrucția imună ar favoriza pe urmă. De aceea e contraindicată administrarea în sarcină. Da, deci pare totul foarte simplu și nu că pare, chiar este. Eu cel puțin am toată încrederea că vor funcționa lucrurile exact așa cum ne-am plănuit. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Sigur că da. Cred că au fost utile și pentru voi de acasă și să vedem ce urmează. Numai bine, papa urma. Numai bine. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.